Încă o dată, bună dimineața! Ați fost convocați în ședința extraordinară cu convocare de îndată, pentru data de astăzi. Întrebarea mea este, a primit toată lumea materialele de ședință și invitația? Da. Bun. Pentru început, vă supun spre aprobare procesul verbal de la ședința din 18 octombrie, pe care vi l-am trimis pe adresele de mail. Sunteți de acord cu minuta de la procesul verbal? Cine este pentru? Oana, te rog să confirm. Împotrivă? Abțineri? Mă abțin din cauza procesului verbal, probabilesc corect, dar nu am studiat materialele care au stat la baza proiectelor de hotărâre aprobate, pentru că nu am fost în consiliu local. Vă înțelegem decizia. Da. Deci abțineri. Da, vă înțelegem decizia. Primul punct pe ordinea de zi de astăzi, după cum ați văzut, este alegerea președintelui de ședință pentru perioada de 3 luni, respectiv noiembrie-decembrie 2024 și ianuarie 2025. Întrucât nu există încă președinte de ședință, am să vă rog eu să faceți propunerile. Spuneți, vă rog. Da, propun pentru următoare 3 luni să fie președinte de ședință, doamna Tamara Dară. Mai sunt și alte propuneri? Am înțeles. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Bun. Doamna Camară, vă rog să preluați materialele de ședință. Și... Da, stați. Haideți. Veniți aici? Ziua încă o dată, declar deschisă ședința de astăzi, 30 octombrie 2024. Vă aduc la cunoștință ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului Comunei Dofteana, județul Bacău. Proiect de hotărâre privind stabilirea domeniilor de activitate în care se organizează comisiile de specialitate din cadrul Consiliului Local Dofteana, numărul denumirea acestora, precum și numărul de locuri. Proiect de hotărâre privind stabilirea componenței nominale a comisiilor de specialitate în Consiliul Local Dofteana. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale Comuna Dofteana pentru ședința adunării generale ordinare a acționarilor Companiei Regionale de Apă Bacău din data de 3 decembrie 2024. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local Dofteana. Începem cu primul proiect de hotărâre, proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului Comunei Dofteana, județul Bacău. Vă rog să faceți propuneri. Deci, conform materialelor de ședință pe care le-ați primit, așa, din partea domnului primar, propunerea este ca doamna Dana Camară, consilier PSD, să fie viceprimar al Comunei Dofteana. Dacă mai sunt și alte propuneri, vă rog să le... Dacă nu, am să vă rog să trecem la vot, dar înainte de a trece la vot, o să stabilim o comisie formulată din 3 membri din rândul dumneavoastră, care se vor ocupa de numărarea și deschiderea buletinelor de vot. Numărarea, deschiderea buletinelor de vot și constatarea rezultatului votului. Aveți propuneri? Pot să le fac eu propunerile? Deci, da. Îl propun pe domnul Bobo Constantin. Da, sunteți de acord? Pe domnul Blidaru Mihai. Da. Și pe domnul Bobo Gheorghiță Emanuel. Sunteți de acord? Da. Bine. Așa. Eu aici am pregătit buletinele de vot. Vă rog. Să veniți fiecare, o să vă dau un pix. Pe buletinul de vot este explicat în modalitatea votării, adică în dreptul cine este de acord, în dreptul doamnei Camară scrie da. Cine nu este de acord, nu scrie nu. Lasă liber. De unde începe? Păi, aleatorul. Vă rog, numai
Vă rog să indicați locul unde se votează. Deci aici a fost amplasată o cabină de vot cu perdea și o masă și în partea cealaltă o cabină de vot. Deci se pot, pot merge câte doi consilieri odată. Așa.
următorul punct de ordine este proiect de hotărâre privind stabilirea domeniilor de activitate în care se organizează comisiile de specialitate din cadrul Consiliului Local Dofteana, numărul și denumirea acestora, precum și numărul locurilor care revin fiecărui grup de consilieri. Avem un raport de aprobare al domnului primar, raportul secretarului general al Unității Administrative Teritoriale și în temeiul articolului 196 din Ordonanța de Urgență numărul 57/2019 privind codul administrativ, vă propun spre aprobare următoarele domenii de activitate. Agricultură, activități economico-financiare, activități social-culturale și culte, învățământ, sănătate și activități sportive, amenajarea teritoriului și urbanism, muncă, familie și protecție socială, protecția mediului și turism, juridică și disciplină, administrarea serviciilor publice furnizate. În cadrul Consiliului Local Dofteana se organizează pentru următorul mandat un număr de 3 comisii de specialitate cu următoarele denumiri și număr de membri. Comisia pentru Programe și Dezvoltare Economico-Socială, Buget, Finanțe, Administrarea domeniului public al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecția mediului, servicii și comerț, având în prezent un număr de 7 membri. Comisia pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement, având în prezent un număr de 5 membri. Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, având în prezent un număr de 5 membri. Și avem, bineînțeles, număr de locuri, proporțional cu numărul de mandate, astfel încât din partea Partidului Social Democrat, în Comisia 1, 7 membri, Comisia 2, 3 și 3, aveți în materiale prezentate, formațiunea PNL, 2 membri, formațiunea AUR, 1 membru și formațiunea USR, 1 membru. Vă supun spre aprobare, dacă sunt discuții, dacă nu sunt, vă propun spre aprobare acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Aprobat cu număr de 16 voturi, din 17. Mulțumim. Următorul punct al ordinii de zi, proiectul de hotărâre numărul 170, privind stabilirea componenței nominale a comisiilor de specialitate în cadrul Consiliului Local Dofteana. În materialele înaintate spre dumneavoastră există o adresă din partea formațiunii PSD, din partea celor 13 consilieri, care propune desemnarea nominală a membrilor care vor face parte din cele 3 comisii. Cred că ați luat cunoștință de numele acestora. Conform articolul 196 din Codul Administrativ, se propune aprobarea componenței nominale a comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Dofteana, după cum urmează. Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economico-Socială, Buget, Finanțe, Administrarea Domeniului Public al Comunei, Agricultură, Gospodărire Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț, un număr de 7 membri, domnul consilier Șerban Viorel, domnul consilier Hegeș Ionuț, domnul consilier Bujor Ioan, domnul consilier Clopotaru Ion, domnul consilier Cojocaru Cristian Vasile, doamna consilier Cazacu Mihaela și domnul consilier Todorică Gheorghiță. Componența pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement, 5 membri, doamna consilier Camarădana, domnul consilier Baciu Sebastian Gabriel, domnul consilier Diaconu Nelu, domnul consilier Simeon Marius Pavel, domnul consilier Bobo Constantin. Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, 5 membri, domnul consilier Diaconu Mihaiță, domnul consilier Mihai Cătălin, domnul consilier Bobo Gheorghiță Emanuel, domnul consilier Bridaru Mihai, domnul consilier Țifra Dorel. Aceasta este propunerea formațiunii PSD. Dacă aveți alte propuneri? Nu am alte propuneri, sunt de acord cu componența comisiilor, dar aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră, președintele comisiei, dacă ați respecta regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local Dofteana în alocarea nominal a membrilor de comisie. Am respectat întru totul, dacă ați citit cu atenție, există acolo prevederea că acolo formațiunea... Acolo exact reflectarea fiecărui partid politic în comisie, da. Opțiunea consilierului, da. Pregătirea profesională a membrului consiliului, da, local, da. Și altele. Și să nu fie discriminare de gen, să nu fie... Plus negocierea între grupările politice. Este o propunere din partea formațiunii PSD. Dumneavoastră aveți dreptul să veniți cu alte propuneri în cadrul în care... Nu, deci nu am alte propuneri.
dar înainte de a se aloca membrii nominal în comisii, trebuiau să fim consultați toate partidele politice. Doar atât am avut de spus. Înțeles. Este doar o propunere. Nu sunteți de acord cu propunerea, modificați, o justificați, propuneți altă propunere. Dar nu am fost consultat. Am înțeles. Este propunere. La propunere nu trebuie să fie consultat nimeni. Supunem la vot cine este pentru. Aprobat cu număr de 16 voturi. Trecem la punctul următor, pe ordinea de zi. Proiectul de hotărâre 171 privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale Comuna Dofteana pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC Crab Bacău din data de 3 decembrie 2024. În materialele primite aveți acolo o convocare a Adunării Generale, baza legală, există referatul de aprobare, raportul de specialitate al secretarului general al Unității Administrativ-Teritoriale și se propune acordarea mandatului special reprezentantului legal în adunarea generală a acționarilor CRAB să voteze pentru pentru punctele 1.5 de la ordinea de zi. Și mandatul special, persoana care trebuie să reprezinte, este domnul primar Ioan Bujor. Discuții? Dacă nu, propun spre aprobare acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Aprobat cu număr de 16 voturi. Ultimul punct pe ordinea de zi. Da. Vă rog în cadrul comisiilor de specialitate să desemnați calitatea fiecăruia. E vorba de președinte și de secretar, ceilalți având calitatea de membri în cele trei comisii de specialitate. Vă rog să propuneți pentru prima comisie. Domnul Clopotar, vă rog. Pentru comisia buget, propun președinte pe Șerban Viorel și secretar Henry Șorț. Ceilalți membri din comisia de buget sunteți de acord? Adică... Doar comisia, membrii comisiei votați. Numai membrii comisiei. Da. Deci, primul acord, deci. Cine este pentru? Se consumează. Da? Da. Pentru Comisia de Învățământ, Sănătate, Cultură, Protecție Socială? Pentru Învățământ, doamna Camară și pentru Secretariat, domnul Baciu Sebastian. Deci președintele Comisiei de Învățământ subsemnata, Camară Dana, și secretarul domnul Baciu Sebastian. Alte propuneri? Membrii Comisiei, sunteți de acord? Da. Da. Consemnați. Și pentru Comisia de Administrație Publică, Apărarea Ordinii și Liniștii, juridicul? Domnul Gurov? Da, pentru Comisia de propun ca președinte pe domnul de acord în comisie și secretarul Mihai Cătălin. Comisiei, da, mulțumim. Proiectul de hotărâre 172 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local Dofteana pe următorii 4 ani. Există un raport de specialitate din partea consilierului juridic Oana Negri, referatul de aprobare din partea domnului primar. Cred că ați luat act de conținutul acestui regulament. În momentul de față, la data adoptării prezentei hotărâri, se aprobă hotărârea Consiliului Local Dofteana numărul 114 din 17 septembrie 2021 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local Dofteana. Vă rog, nivel național, conform ordinului Ministrului Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației numărul 25 din 2021, a fost supus spre aprobare modelul orientativ al statutului unităților administrativ-teritoriale, precum și a modelului de regulament și organizare și funcționare a Consiliului Local. Ținând cont de modificarea, investirea noului Consiliu în baza ordinului prefectului 424 din 28-10-2024, trebuie să supunem spre aprobare noul regulament. De asta am inițiat proiectul de hotărâre. Nu. Da, vreau să intervin. Care a studiat documentația, vedeți acolo s-a scrie destul de clar,
primarul participă la ședințele Consiliului Local și are dreptul să-și exprime punctul de vedere asupra tuturor problemelor înscrise pe ordine de zi, precum și de a formula amendamente de fond sau formă asupra cărora proiecte de hotărâre, inclusiv ale altor inițiatori. Punctul de vedere al primarului se consemnează în mod obligatoriu în procesul verbal al ședinței. Deci vreau să vin cu un amendament verbal și nu cu unul, chiar cu două, precizând următorul aspect. Vă rugăm să prindeți în regulamentul de funcționare sau să supuneți pe aprobare în regulamentul de funcționare următorul amendament. Consilierul local care nu au posibilitatea să participe la ședințele Consiliului Local și vor să participe în online, să depună o cerere la Secretariatul Unității Administrative Teritoriale Dofteana, personal să o depună, cu număr de înregistrare și în spatele cererii să existe motivarea legală, așa cum prevede în regulamentul de funcționare. Din ce motive? De boală sau alte motive? Unu. Și al doilea amendament, vă rugăm să-l supuneți spre aprobare, este acela că ce am citit în regulament că cu orice aparatură video, audio, nu au dreptul să participe în sală niciun consilier. Aș dori ca eu, în calitatea mea de primar, participant la ședințele Consiliului Local, să mi se permită să vin cu telefonul dat pe vibrație, întrucât sunt și președintele Comitetului Local pentru Situații de Urgență și în perioada unei ședințe, care poate să fie și de durată mai lungă, se pot întâmpla și alte calamități sau alte catastrofe în localitate sau în alte locuri. Vă mulțumesc! Punem la vot cele două amendamente. Cine este pentru? Aprobat cu un număr de 16 voturi. Supun amendamentul fiind aprobat. Punem, va fi regăsit. O să fie adăugat la regulamentul de organizare și funcționare. În hotărâre. Da. Care amendament l-a supus la vot? Propunerea domnului primar. Cele două amendamente din partea domnului... Da, am spus cele două amendamente, adică online, în cazul în care un consilier... Două amendamente, a spus domnul primar, unul pe altul. La al doilea eu nu pot să votez. Nu văd de ce consilierul local nu are voie să intri în ședința Consiliului Local cu telefon. Pentru că ședințele Consiliului Local, prin lege, sunt publice. Și ce înseamnă interdicția asta? Chiar nu știu de ce, dar a scris așa ceva în regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local, nu e regulă că nu respectă legea. Sunt publice, dar sunt publice că avem televiziuni, deci este public, este online. Asta bine, atunci am și televiziune la fiecare ședință de Consiliul Local. Dumneavoastră participat la ședință, dar nu calitate ca să filmați ședința. Dumneavoastră participați și sunteți de acord la ceea ce se discută. Doamna secretară, legea spune că ședințele de Consiliul Local sunt publice. Da. Publice, dar legea să mai spune că ai voie să transmiți în mediul online ședințele. De ce la noi la Dofteana nu se poate și în alte OAT-uri nu se poate? Se transmite. Foarte bine, dacă o să avem filmare la fiecare ședință de Consiliul Local, nu am nimic împotrivă. O să fie. Să fie. Din cauza asta. Păi atunci vin și eu cu un amendament. Toate ședințele de Consiliul Local să fie filmate și transmise public. Ok. Supuneți-l la vot. Supuneți la vot și acest al treilea amendament primit din partea domnului consilier Diaconu Nelu. Cine este pentru? Acesta. Da, deci nu împotriva legii. Deci amendamentul primit din partea domnului consilier a fost respins. Supun spre aprobare conținutul regulamentului de organizare și funcționare al noului Consiliu Local. Cine este pentru? Incluzând, bineînțeles, cele două amendamente. Vă rog să specificați în procesul verbal cum abțin. Da. Numii deci, și abțin. Da. Conform regulamentului. Deci 15 voturi pentru și o abținere din partea domnului consilier Diaconu Nelu. Discuții? Bun. Nu mai fi în discuții pe ordinea de zi. Pentru aprobarea, pentru aprobarea ordinei, pentru aprobarea hotărârii și am întocmit hotărârile la ședința de astăzi, am repartizat pe fiecare comisie avizele care sunt necesare pentru emiterea hotărârii. Vă rog președinții de comisii
și secretarii. O să facem o pauză de 5-10 minute ca fiecare comisie să se întrunească și să discute și să aprobe sau să respingă avizul. Comisia juridică. Comisia tinere. Vreau să mulțumesc membrilor Consiliului Local pentru votul de încredere. Mulțumesc tuturor celor care m-ați votat. Mulțumesc și celui care nu m-a votat. Probabil are o motivație personală. Eu voi fi aceeași Dana Camară, viceprimarul pe care o știți de ani de zile. Voi face tot ceea ce îmi stăm cutise conform jurământului. Este un nou mandat care mă responsabilizează. Ceea ce fac, voi face în mod responsabil, conștient, cu ajutorul dumneavoastră. Îmi doresc ca următoarele ședințe de Consiliul Local să se desfășoare într-o atmosferă de calm și să luăm hotărârile înțelepte pentru binele comunii, dincolo de toate de orgoliile noastre personale care nu au ce căuta în Consiliul Local, pentru că cetățenii n-au votat pentru a-i reprezenta și cred că suntem cei care vrem, sau poate ne dorim, să facem tot ce este mai bine pentru Comuna de Oftana. Vă doresc o zi frumoasă. Doamna secretar. Dacă îmi permiteți, da, diversia se anunță așa. Conform ordonanței 80 din 28 august 2003, și articolul 157 aliniatul 2 din Ordonanța de Guvern 57/2019 privind codul administrativ cu completările și modificările ulterioare, aducem la cunoștință faptul că în perioada 31 octombrie 2024 și 3 noiembrie 2024, domnul primar va fi în concediu de odihnă plecat din localitate, iar atribuțiile domnului primar le va prelua în baza unei dispoziții doamna viceprimar. Cam asta este. Asta a fost informare. Asta a fost o informare prin care vi s-a adus la cunoștință faptul că domnul primar va fi în concediu și conform articolului pe care l-am menționat, are obligația să înștiințeze Consiliul Local. La diverse? Cu discuții? Nu? Dacă nu, declar închisă ședința de astăzi. Vă mulțumesc tuturor pentru participare. O zi frumoasă!